Hello, 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 hello! Bună, bună, dragilor! Astăzi facem un corcodoșcolaci. Ceva unguresc. Colaci aia ungurești răsucis. Corcodoșcolaci, ceva de genul ăsta se numesc. E aluatul foarte moale, îl vedeți? Sper să înceini și ea, să-l lăsa dospit. Ce am pus eu aici? Am pus așa. Un ou, zahăr, cât vreți de dulce, un pic de sare, drojdie. Eu am lăsat în un pic de lapte călduț drojdia să se odihnească. Drojdia uscată am pus în pliculeț, la 600 grame de făină. Un ou și lăsați așa un 100-150 grame de unt topit. Puneți ca să iasă aluatul foarte moale. Și pe urmă rulați, rulați bine sulurile alea de corcodușculați. Și vedeți că îl puneți pe, eu am pus pe doză de la suc, de la Coca-Cola sau eu știu ce, bere ce aveți voi, învârtiți doza foarte bine în folie și apoi rulați aluatul pe doză, îl dați prin zahăr sau prin zahăr cu scorțișoare sau prin ce vreți voi să-l dați, prin nucă și așa mai departe. Poftă bună! Să vedem ce ne-a ieșit când sunt gata, când îi pun la cuptor, o să fac chiar un video și să vedem ce a ieșit, pentru că aluatul trebuie să fie foarte moale, da? Îl lăsăm acum 20 de minute să odihnească la dospit și începem să reluăm. Ciao, ciao!